Emi, nu vreau să fac alt videoclip, Doamne ferește, dar am zis că e cazul, pentru că la mine la fereastră, niște cetățeni s-au adunat pe aici. Nu. Motive, nu știu. Nu. Asta mă interesează pe mine. Dar vreau să-ți arăt, uite, mașina care e parcată la fereastra mamei, ca să zic așa. Aici suntem în camera mamei. Uite-te și tu aici. Și aici a avut tata să aibă el. Vezi mașina? Nu ne interesează pe noi de mașină, de număr sau... Eu vreau să-ți arăt. Era un articol mai de mult în România, într-un ziar. Case care plâng, știi, în București. Agricultori au avut casa pe 8, numărul 86. Casă mare, mă, boierească. Oricum, casă eclectic, mâncovenească. Case cu stil, mă, eclectice, mâncovenești, mauri, ce era acolo? Uite, așa zic eu, o Românie care plânge. Uite, tu vezi mașina aia, mă, băiatule? Nu știu dacă se... Da. O vezi? Vezi că e bușită. Și cred că farul ori a scăpat, ori o trebuie să înlocuiască. Și nu a apucat să îndepte și mașina. Uite-te și tu, mă. Nu. Și cică suntem un popor civilizat sau... Nu mă refer că numai noi. Vreau să zic că acum suntem în o eră bună, suntem fericiți, nu ca aia care ascultau Anda Călugăreanu, noi nu și mai știu eu ce, cântec, pot să mă duc la fel. Deci chestia e că se chinuie omul, muncește o viață, nu? Își cumpără o mașină și după aia, jap, îi obușește. Ca să nu mai zic câte accidente. Numai la mine acolo, la sat, la Livadia, mai nu știu. Bă, calcă mașini călcate de tren, mă, copii, fost ceva. Acolo se întâmplă frecvent sau oricum destul de des trenul să calce mașina cu oamenii în ea. Sau după aia alții se duc și fac accidente. Și întreabă că ce s-a întâmplat? De ce întreabă polițiștii, știi? Deci, eu asta am vrut să îți arăt, Emi, cumva România, dacă nici mașina, mă, nu mai e, că îți dai seama cine se duce cu carnet de șofer. Păi, e un normal, mă, nu-i ca mine. Înțelegi? Eu nu merg nici cu bicicleta. Bine. Dar e o situație de plâns, vreau să zic. Pentru că, uite, și ăia, din agricultori, unde eram noi, vreau să spun că erau oameni onorabili, negustori. Când erau războaie, ne băga la armată, ofițeri, treburi. Și nu, după război, bunicul s-a îmbolnăvit în război, știi că el a fost la Gara de Nord, la Ministerul Aerului și la Palatul Telefonelor, la telegrafiști, telefoniști și astea. Au luptat în apărarea Bucureștiului, știi, de americani, de englezi. După aceea ne-au bombardat germani. Și ce vreau să spun? Nu, a stat un an la obregia, știi? Dar și-a revenit. Și între timp bunica se luase cu celălalt bunic și asta a fost plecat. Dar el nu s-a mai căsătorit, s-a stat singur. Și ar fi vrut să crească pe tata și toate astea, știi? O rămas, cred că, în București și el îi plăcea muzica aia, adică Petrescu și Dă mamă cu biciul în mine și din astea, știi, și genul ăla de muzică. Și de, nu neapărat atâta de muzică de București, înțelegi cum era odată. Și bea șprițuri. Făcut facultate câțiva ani, citea romane franțuzești. Se cred că semăna cu mine. La chip semăna mult cu fratele meu, cu Rafael. Avea expresie, avea așa. Nu, avem poze, știi? Nu ca lumea. Fratele lui era șef la capitania portului la Constanța. Noi, și pe Constanța e portul major al României și azi. Nu intra geană de fregată în port fără să ștampileze fratele lui bunică. Dar
Să lăsăm asta. Eu vreau să zic că aici nu suntem în București, să fie... Aici suntem la sat, plus că suntem într-o comunitate de asta pentru oameni visători și poetici. Uite ce se întâmplă dacă ieși cu mașina la drum. Și trebuie să ieși. Ai, poate ai copil mic, te duci cu el la spital. Uite, și eu am trebuit odată să mă duc să fac analize. Dau un exemplu. Dar eu m-am dus până la Hațe, știi, de aici. Cu ocazie, nu. Băiat mare, vaccinat. Și era acolo, la analize, era un ghișeu, în fine, te duceai, dădea de-a poartele, făceai dus, în fine. Și eram eu, mai erau două persoane, poate împreună sau așa, în fine, și mai era o fată, mai tânără, nu știu cât avea, peste 20 de ani, cât avea, mai 25, nu știu. Puțin mai pântecoasă, un pic. Și la toți nu a fost bine. Și lui fata aia a spus, dumneata, vezi aici, nu-i bine în actul ăsta. Trebuie să vii în altă zi și să-ți mai fac, nu știu dacă, să nu-și facă iar analizele. Și atunci fata aia, că era de la țară, eu zic, doamne dragă, cum să mai vin? Nu vezi că sunt însărcinată? Abia am putut să vin, au zis satul de unde era, sat vechi, ca lumea. Și nu era la drum național să poți ieși. Tu, dumneata, crezi că eu pot să vin așa? Uite-te. Asta vreau să zic, deci să ajunge la... Deci ceva ce nici măcar Disney sau DreamWorks nu au conceput. Mașini care plâng. Nu case care plâng. Bine, și acolo, știi care era chestia cu casele? E mafie pe acolo. Și luau casele, îi afumau cu drogul pe locatari, ca să le ia casele, să plece de acolo și să facă ei, că mi-am bătut joc de ei, că i-am găsit pe Facebook. Agricultori 86, poze din casă, salon de masaj, să baie în șampanie. Bă, frate, bă, vedeți că asta e casa lui bunic. Aia că n-am văzut. Și m-am uitat și din satelit la ei. Am vedea numai acoperișul, deci n-am văzut casa. Case faine, mă. Uite-te pe ce case sunt agricultori. De alea, case cale lui Didi, prietenul meu și al tău, prietenul lui Davidis. Hai că am vorbit cam mult. Dar serios, e o rușine ce se întâmplă. Iar îți tineri, după părerea mea, n-ar trebui să se dea carnet de șofer. Nu știu în alte țări, nu știu. Nu pot să spun. Uite, de exemplu, în Africa, poate oamenii vor să muncească. Nu beau, serios, nu știu. Dar vreau să zic, la noi ar trebui să nu se dea, mă, să nu se dea. Adică, dacă te vede, că oricum nu se dă decât după 18 ani, dar dacă te vede că ești neserios și mergi prin cluburi, mergi prin baruri, și chiar dacă ai mașină, să nu-ți dea. Dar dacă te vede că ești, decât poate după 21, așa. Dacă te cumințești. Ia, dar dacă vede că e serios, îți dă la 18 ani beu sau cum se numește, dacă te vede că, de exemplu, am avut un prieten care a lucrat în Franța și el era mai micuț, un peticostal. Un tip așa mai mic, mă, și de micuț. Să știi, tu știi ce bine lucrează un peticostal. Și el, bă, era pe mașină din aia, nici nu știam că există așa ceva. Deci era un camion care era camionul, aici mai în spate, mai avea ceva, și camionul avea încă un camion, dar nu, în continuarea camionului avea un ax. Și au zis că odată a căzut cu camionul, dar nu a căzut el, de fapt, că cumva, cât am înțeles, el în camion a rămas așa și s-a răsturnat axul ăla cu ce a avut el în spate, știi? Nu. Și eu era un tip super tare, știu că mi-a spus că era noi, era acolo, stăteau la comun, știi, nu? Și cu tot felul de culori și așa, era Franța. Și era, nu culori, oameni. Și zic că era, zice el că era acolo un mare, așa, știi, nu știu ce era, marocan sau ce era. Și stătea acolo și fuma marihuana. Și zicea că nu crede, ce Dumnezeu, ce Dumnezeu. Și ăsta mic, mă, mic. Zice, tu crezi,
Dar eu spus, nu i-a spus că, bă, vezi că te bate Dumnezeu și ce. Nu. Zis, tu crezi că marihuana aia ce fumezi acolo, aia te face fericit? Aia te face pe tine? Sau nu știu cum, zis, nu fericit. Că cine e fericit? Aia te face pe tine să fii ce vrei tu să fii? Și... Nu. E foarte interesant cum... cum Dumnezeu schimbă oamenii, știi? Și pot să spun asta și despre mine. Și opera mea e o mașină bușită. Dar prefer să spun că opera mea literară, mă refer, e o mașină bușită decât să îmi fac iluzii care se vor pierde în neant. Hai noroc, pace!